Maica Ecaterina, ce bunătate ne pregătiți de data aceasta? M-am gândit că fiind vară și fructele astea de sezon, cum ar fi vișinile, să fac o prăjitură cu aluat fraged, brânză și vișine. Este o prăjitură care se face numai cu vișine sau putem schimba fructul? Putem folosi fructe de sezon, putem face și iarna cu alt fel de fructe din compot sau fructe proaspete de sezon, dar aceasta este o prăjitură mai răcoroasă. Să începem! Pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Omogenizăm aluatul și dacă mai avem nevoie de un pic de făină, o să mai adăugăm. Și fețele voastre nu se... Aluatul este gata și acum o să facem compoziția de brânză. Până atunci o să-l lăsăm deoparte să se mai odihnească puțin. Eu încă nu am terminat cu vișinele. Este timp. Ce urmează? Amestecăm bine brânza, omogenizăm și o să punem zahărul. Un pic de griș ca să lege puțin. Zahărul vanilat. Coaja de lămâie. Miroase foarte, foarte bine. Coaja de lămâie are o... miros special și puternic. Brânza este omogenizată, te rog frumos, dacă vrei să guști, să... Mare drag. După gustul meu e bine, dar nu știu tu dacă îți place așa cum e. Aleluia. Foarte bună. Punem aluatul în tava tapetată cu hârtie de copt și să punem la copt. O să oprim puțin aluat. O să mai amestecăm cu puțină făină, îl facem un pic mai dur și o să răzuim pe deasupra... Îi faceți un model? Da, nu un model, doar o să fie răzuit prin răzătoare, da. Toate lucrurile astea... Sunt mai migăloase. Da. Dar sunt și foarte gustoase. Migălos și gustos. Punem brânza acum. Cuptorul este preîncălzit, da, la 150 de grade. Nu trebuie să o grăbim pentru că avem brânză. Pentru cât timp? O oră, aproximativ o oră jumate. Depinde cum se coace brânza. Verificăm cu un bețișor. Și o să te rog pe tine, Alice, să pui vișinele pe prăjitură. Detaliul îmi place cel mai mult. Din aluatul care l-am oprit, îl mai frământăm cu puțină făină, îl facem puțin mai dur pentru a putea fi dat pe răzătoare. Aici nu e o cantitate, te joci cumva cu cantitatea de, la crusta de deasupra. În funcție de tava în care da. Ai pus prăjitura. De pe pământ, pomenirea lor, aleluia. Doamne, ce bine arată! Ce mirii miroase! Mântui, aleluia. Delicioasă. Aleluia. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.